Aștept să mă întreb de Last of Us. Te întreb după ce. Ți s-a plăcut oricum? Da, l-am terminat aseară și mi s-a schimbat. Da, unul sau doi? Unul te-ai jucat? Doi. Aș ca doi. Doi, da. Și de ce nu ți-a plăcut? Îmi place mie și nu-ți place ție. What the fuck? Păi, în primul rând că m-au plictisit în pula mea plimbările printr-o dinozaur și la acuarium. Okay, asta m-a plictisit. Deci gameplay-ul e un lucru, povestea... Suntem băi, deci mi-a plăcut la nebunie să mă trășesc soldați și clickeri și tot felul de creaturi de zombilei. Da? Mi-a plăcut maxim. Da. Bun. Dar? Dar prea multă lălăială. Okay, deci atâta film, că fumam 5 țigări până ieșea aia din clădire. Okay, m-a enervat saltul ăsta de în permanență. Te duci în viitor, după aia ești în prezent, după aia ești în trecut, după aia nu știu ce. A cântat prea mult la chitară, frate, am înțeles. Și asta m-a enervat. La final mai și se auzea prost când avea două degete. Am no înțeles. Spoilers needed, da. Da, da, da. Îmi pare rău. Deci asta m-a deranjat, asta m-a enervat. Plimbările alea inutile. Nu? Adică înțeleg, numai că în același timp și care faza? Eu vreau să-mi pușc. Câte jocuri ești acum? Păi sunt câțiva ani de pauză cel puțin. Deci în ultimul timp da. Există o tendință și e foarte legit chestia asta, se amestecă artele. Mm-hmm. Adică avem un moment în care, de exemplu acum ăsta, ultimul joc a ieșit Ghost of Tsushima, care înainte ca lumea, adică toată lumea spune că da, un joc foarte bun, dar primul coment este it's a fucking piece of art. Mm-hmm. Arată impecabil. Da. Și suntem într-un punct în care acum se caută, toată lumea încearcă, sunt foarte mulți scenariști care să amestece cinematicul și jocul și ajungem la punctul în care felul în care obținem entertainment-ul să fie cât mai interactiv. Deci mă dau un joc și îți dau experiență. Mm-hmm. Și încerc să o fac, să o scot, să-ți dau o poveste extraordinar de bună, ca au scriitori mari care să-mi scrie în joc. Sunt convinsă, da. Aduc oameni care să fac cinematicurile, vin și cu gameplay foarte bun. Și atunci numai încerc să-ți vând o experiență coezivă, știi? Mm-hmm. Ăsta e viitorul filmelor, de fapt. Adică gen Bandersnatch. În 50 de ani tu o să spui căscuța pe cap și o să stai în film. O să fii Jon Snow. E foarte mișto, sunt conștientă de ce spui, dar punctual la joc, de exemplu, finalul m-a lăsat, nu-ți mai spun că de 50 de ori am crezut că acum se termină. Deci, eram acolo, zic, gata frate, ăsta a fost, puneam joystick pe canapea, zic, s-a terminat. Și pe aia se făcea ecranul negru, zic, aia a fost, mă duc la duș, știi, și toată mai începe, zic, apa, stai așa, stai că am mai început un filmuleț. O, dracu, 3 ore. Da, mă, da. Deci asta m-a enervat. Asta e viitorul. E pentru generația nouă de oameni care se joacă. Și asta e altă chestie. Noi, fiecare generație are un tip de joc. Și așa cum există filmul unei generații, de exemplu. Generația mea, pentru mine, pentru noi a fost Matrix. Deci pentru cei născuți în 80 până în 85, da. Matrix-ul a fost momentul ăla. Tu te împula. Da, da, a fost groundbreaking. Băi, ești prost? Da, băi, da, tu da. Ai văzut pe ăla cum crăcănat, te dai pe spate, gloanții, cum săreau. Adică, pentru noi a fost ceva senzațional. Pentru generația voastră, care aveți acum între 25-30, cred că Inception a fost filmul unei generații. La fel, când a apărut, poate pentru tine nu, dar uite, de exemplu, foarte... Pentru mine nu, dar într-adevăr, foarte mișto. Sau pentru voi, poate, voi Inception. Mici. Da. Da. Adică Inception, la fel, am întrebat și tot mai, Inception, fucking mind blown, man. Da, da, da. Știi? Pentru mine Inception a fost, iar Nolan, adică para mea, e foarte bun. My favorite dude. Și pe un moment dat a spus, very nice, next. Da. Înțelegi? Adică n-a fost pentru mine, pentru mine n-a fost... Nu ți-a rupt creierii. Da. Înțelegi? A fost ok, I like it, știi? Exact. But that's it. Da. Matrix-ul nu o să-l scoată nimeni în capul meu.